doua carte pe care o lansăm astăzi este micromonografia Ion Barbu, reeditată și completată prin un studiu al profesorului George Andelanu și care cuprinde și un dosar de referințe critice și documente inedite. Această micromonografie a lui Dinu Pilat întregește seria de autor Dinu Pilat. Mai avem un singur volum la anul, cartea lui Dostoevski. Îi dau cuvântul Ioanei Pârvulescu. De foarte multă vreme îmi doream reeditarea acestei cărți. Știți că Ion Barbu este un autor de care cei mai mulți elevi și studenți se tem ca de bau-bau. Sau, ca să folosesc un cuvânt eminescian, că ieri s-a lansat un volum Eminescu, superb, să se află instant, caua. Bau-bau sau caua, cuvântul eminescian caua. Este Ion Barbu pentru mai toată lumea. În general, poezia este de bau-bau, dar când vine vorba de poezia lui Ion Barbu, cu atât mai mult. Și mi-am făcut o tehnică în fiecare an să fac primul pas către Ion Barbu, venind dinspre viața lui, către operă, și în fiecare an foloseam această carte, care exista numai în ediții mult mai puțin izbutite. Sunt deci fericită că de data asta voi putea să le recomand studenților și, de fapt, eu chiar la Ion Barbu am ajuns acum la facultate, predau interbelicul și chiar le-am recomandat ediția care încă nici nu a apăruse, dar știam că o să apară în 2-3 zile. Pe lângă că este o ediție îngrijită așa cum trebuie, dar despre asta vă va vorbi George Ardeleanu, ea are meritul de a ți-l apropia pe Ion Barbu atât în ce privește viața lui, cât și opera lui. Rare ori am citit o carte atât de limpede și limpezitoare despre Ion Barbu. Despre Ion Barbu scriu de cele mai multe ori poeții, dar într-un mod atât de personal încât este foarte greu să ai acces la el, sau criticii care iarăși au un mod cu totul special. Aș spune că aici îl simt pe romancierul Dinu Pilat, în felul în care prezintă viața lui Ion Barbu. Și vă dau doar 2-3 exemple de lucruri care se limpezesc în această carte. Știți că Ion Barbu a început să scrie de dragul lui Tudor Vianu, și avem mărturia lui Tudor Vianu despre cum l-a cunoscut el pe Ion Barbu. Și e citată de Dinu Pilat aici. Nu mai întâlnisem niciodată un exemplar omenesc atât de original și interesant. Rapiditatea minții lui, felul atât de personal al exprimării, care asocia cuvintele în legături inedite și neașteptate, produceau o senzație de rară încântare intelectuală, după cum veselia lui, absoluta lui inaptitudine pentru melancolie, marea lui sociabilitate, îl făceau să fie prețuit ca cel mai bun dintre camarazi. Este și o caracteristică a poeziei lui Ion Barbu care respinge tragicul. În poezia lui Ion Barbu lucrurile se întâmplă după niște legi, care sunt și legile naturii, care sunt și legile matematicii, să spunem, și unde orice sacrificiu este deposedat de dimensiunea lui tragică. Apoi există episodul legionarismului lui Ion Barbu, care a creat atâtea acuze la adresa poetului și pe care cei care nu l-au înțeles pe poet și nu l-au înțeles pe om, iau
după ureche, îl iau din auzite și îl judecă greșit până la urmă. Aici, Dinu Pilat arată că în timp ce el purta cămașa verde, dintr-un soi de exces care a fost întotdeauna propriu și despre care vorbește și Ovid Krohmelnicianu în Amintiri deghizate, dintr-un soi de teribilism și de înclinație către zonele acestea excesive, el în același timp ascundea o rudă evreică, un evreu de fapt, venită din Germania, o rudă venită din Germania, o rudă a soției sale, Gerda, și îl ascundea în același timp în care pe acest evreu urmărit de naziști, în același timp în care purta cămașa verde. De asemenea, că a ispășit ceea ce a considerat a fi o greșeală a vieții lui, în anul următor, la facultatea de matematică, a predat matematica și nu a mai folosit simbolurile alfabetului grecesc, ci pe cele ale alfabetului ebraic, ca să noteze diverse lucruri matematice. Sunt lucruri care nu se știu și pe care Dinu Pilat le aduce în atenție. Absolut savuros și eu le citesc întotdeauna studenților, n-am să vă citesc dumneavoastră, dar vă recomand să căutați aici, este episodul certei lui cu Tudor Arghezi. Ion Barbu vine la Tudor Arghezi îmbrăcat ca un ginerică, iar pe Tudor Arghezi îl găsește în papuci și în o ținută mai lejeră de casă. Și îndemnat de Camil Baltazar, Ion Barbu îi cere volumul cu dedicație pe care Pasămite Arghezi i l-a pregătit. Iar Arghezi îi spune să mă iertați, domnule, dar nu numai că nu v-am pregătit un volum cu dedicație, dar nici măcar nu v-am gândit. Nu m-am gândit la asta. Barbu supărat, erau doi poeți irascibili și, mă rog, știți cum e, genus iritabil, evadul. Barbu zice, în cazul acesta nu-mi rămâne decât să mă retrag. Și Arghezi spune, retragerea, ușa din fund, pe stânga. Și cu asta s-au certat rău de tot, după care, după o vreme, s-au reîmpăcat, pentru că amândoi erau mari iubitori de câini. Câinii sunt cei care i-au reîmpăcat pe cei doi poeți. Deși și aici aveau păreri diferite despre unde trebuie să stea un câine la casa omului. În afară de asta, este analizată și opera lui Ion Barbu. Deci monografia conține, să zicem, cele două părți clasice, viața și opera. În legătură cu opera, pot să spun că, din nou, poate că, dacă i s-ar putea reproșa ceva, ar fi că e prea accesibilă, dar de fapt Ion Barbu este un poet care poate deveni accesibil, este un fel de mit inaccesibilitatea lui. Adevărul este că avem căi de acces către Ion Barbu și Dinu Pilat le găsește și ne ajută să-l înțelegem. Deci recomand din toată inima această carte tuturor celor care se tem de baubaul Ion Barbu și care vor să înțeleagă ceva și din viața și din opera lui. Este o carte cu destinatar foarte larg și elevi și studenți și oricine dorește să citească Ion Barbu. Adaug că ceea ce m-a fermecat în această ediție sunt și facsimilele, unele dintre ele cu totul inedite, și îi dau cuvântul lui George Ardeleanu, care împreună cu Monica Pilat a alcătuit ediția de față.
cu o acribie pe care eu cunosc din edițiile Steinhardt.